Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Îl avem invitat în studioul Campus TV astăzi pe domnul primar Constantin Toma. Domnule primar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Vorbim despre ce se mai întâmplă în Buzău și mai ales despre ce se va întâmpla. Sunt multe măsuri pe care buzoienii de-abia le așteaptă să fie puse în practică. În primul rând, ieri am primit vestea cea mare că vom avea un sport club municipal Gloria Buzău. A fost votată în Consiliul Local înființarea acestui club. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră câte ceva despre sporturile ce vor fi finanțate, dar și despre discuțiile care au apărut în jurul acestui club. Deci mă bucur că s-a întâmplat așa. Practic am avut aproape unanimitate. Unul din consilieri a votat împotrivă, domnul Constantin Ioanescu, dar de obicei dumnealui este împotriva la tot ce este bun în acest oraș, ca reprezentant al companiei de apă, unde lucrează și nu numai atât. Gloria, Sport Club Gloria Buzău, deci va fi un club sportiv finanțat cel puțin la început de primăria Buzău, deocamdată cu 6 secții, dar în regulamentul de funcționare am prins practic toate sporturile care au activat sau activează în orașul nostru. Am zis până la sfârșitul acestui an să mergem cel puțin cu astea, e posibil să mai apară încă o secție, două. Este vorba de fotbal, de rugby, de atletism, este vorba de ziceți de șah și aeromodelism. Da, aici au fost și discuții și inițiale. Și handball, bineînțeles, de 6 secții. Practic avem prinși banii pentru până la sfârșitul anului pentru angajarea antrenorilor, angajarea sportivilor, întreținerea bazelor, circa 600.000 de plasările. Ați văzut situații, cum s-a întâmplat și cu handbalul, fete, când au putut să ajungă până la Sfântul Gheorghe, au trebuit să facă naveta în fiecare zi când aveau bani de navetă. Acum stejarul nu poate merge la Arad. Nu s-a prezentat, de fapt, da. Și mai are încă două meciuri, pot fi pasibil și de eliminare. Lucrurile sunt foarte grave și din această cauză a trebuit să adun și consilieri locali într-o ședință extraordinară. Bineînțeles că au fost foarte multe comentarii pe tema asta, de ce aduc din nou la ședință extraordinară. Le-am spus și de data asta, ar fi nevoie de foarte multe ședințe extraordinare, nu numai una ordinară pe lună, pentru că sunt extraordinar de mult de lucruri de făcut. Și fără deciziile Consiliul Local nu putem trece mai departe. Deci marea majoritate a deciziilor trebuie să aprobate pe care le iau, trebuie să le supun aprobării Consiliului Local. Legat de discuțiile care au fost, a fost practic o singură discuție până la urmă, legată de denumirea de Gloria Buzău. Consider că această denumire de Gloria reprezintă, cum să spun eu, ADN-ul sportiv sau este în ADN-ul sportiv al municipiului și județului Buzău și nu puteam să lăsăm la voia întâmplare că se pune la licitație brandul de la fotbal Gloria Buzău. Deci avem un aviz obținut de la Ministerul Justiției și bineînțeles că am insistat și am obținut să înscriem acest club cu denumirea de Gloria Buzău. Probabil că vor apare și aici dispute în instanță, dar eu trebuie să încerc să valorile Buzăului să le mențin și să le dezvoltăm împreună. Referitor la Centrul de Științe Explorer, și aici au apărut discuții, mai ales pentru că a fost introdus acest proiect pe ordinea de zi într-o ședință extraordinară. Da, este o situație, în sfârșit, după părerea mea, artificială, cel puțin din partea colegilor consilieri locali liberali, care n-au înțeles mare lucru din chestia asta, cu atât mai mult cu cât președintele la 6 luni, Clubul Rotary, care este deja că s-a aprobat în Consiliul Local, este partenerul Consiliului Local pentru a dezvolta acest proiect, este domnul avocat Lucian Sălcuțan, care este și membru al Partidului Național Liberal. N-am înțeles-o, probabil la o dispută personală, nu mă interesează acest lucru. Cert este că acest lucru este foarte, foarte important ce s-a votat, în sensul în care și România se va alinia mari majorități a țărilor dezvoltate din această lume, dacă nu chiar a tuturor țărilor dezvoltate din această lume, în sensul în care pentru a apropia din nou copiii și tinerii de științele exacte, de tehnologia modernă, trebuie să ia contact de când sunt mici, poate chiar de la grădiniță, cu ceea ce înseamnă tehnică, tehnologie. Am văzut cu ochii mei un asemenea centru, ați dat și dumneavoastră informații, mă refer la centrul Nemo din Amsterdam, dar peste tot există așa ceva, de curând s-a deschis chiar la Ostrava cu banii guvernului
slovac sau ceh, nu mai știu unde e Ostrava, sigur a fost în Cehoslovacia, vreo 25 de milioane de euro și de curând în luna iunie, cred că 14, 15, 16 iunie a fost un congres mondial la Porto în Portugalia, unde au venit oameni de peste tot. Avem inclusiv o ofertă din partea unui expert în așa ceva, când a fost la președintele acestui for, este un olandez care este și directorul general al centrului Science Center din Amsterdam, dar s-a oferit un domn, un expert, un belgian, care a spus că poate fi tutore pentru dezvoltarea acestui centru și la Buzău. Este un lucru extraordinar și sper să fie pus în practică în condițiile în care nu costă mult municipiul Buzău. În altă parte, deci s-a implicat inclusiv statul în a dezvolta așa ceva. Există un centru dezvoltat în Statele Unite cu o valoare de peste 200 de milioane de dolari. Deci lucrurile capătă valoare. Deci tinerii trebuie să ia contact de când sunt mici și copiii de când sunt mici cu ce înseamnă tehnologie și știință exactă, dar văzută nu numai pe hârtie, văzută în realitate. Deci, practic, va fi un spațiu de vizitat, nu unde vor nu învăța elevii. Un spațiu de vizitat. Deci, în centrul ăsta, Nemo, pur și simplu lucrau acolo în laboratorul chimic, lucrau acolo într-o fabrică, miniatură. Se poate copii. Face practică. Bineînțeles, este extraordinar. Ai instructori acolo, centrul ăsta, Nemo, de exemplu, funcționa la Amsterdam cu 200 de oameni. Erau 140.000 de exponate, nu toate expuse. Aveau o parte mobilă, deci pe niște camioane cu care se duceau din școală în școală și făceau pregătirea acolo și cu profesorii și cu elevii. Era centrul ăsta care l-am văzut fizic acolo, în care tot la fel fuseseră numai în anul, cu un an în urmă, în 2016, fuseseră 618.000 de vizitatori, inclusiv străini, și dădeau cam 16 euro pe bilet la intrare. La noi cum va fi? Se va plăti probabil un bilet? Probabil vom vedea care sunt sursele de finanțare. În mod normal, cel puțin pentru elevii buzoieni ar trebui, cel puțin la început, să nu se plătească nimic. Sau, eu știu, Consiliul Local la un moment dat să sprijine. Vom vedea, nu este o treabă, cum să spunem, la detaliu stabilit acum. Că s-au cerut și cei care au votat împotrivă să dea la detaliu acum. Cât va costa primăria? Păi nu știu, când avem un proiect tehnic. Este o declarație de intenție deocamdată, pentru că unul din finanțatori dorește să vadă că există un interes din partea comunității locale pentru un parteneriat. Și acest parteneriat, practic, a fost votat acum și mă bucur că s-a întâmplat așa. Va fi un buget anual, bănuiesc, aprobat de Consiliu. Cu siguranță, era atunci când va fi vorba de bani, vom supune aprobării Consiliului Local pentru bani. Cert este că va fi primul astfel de centru în România și ar trebui să ne mândrim cu toții cu acest lucru. Pe lângă aceste două subiecte, sunt multe așteptări din partea buzoienilor. Înțeleg că au venit primele 5 autobuze deja, au venit pe roți, îmi spuneați. Da, au venit pe roți, cu aerul condiționat deschis, pentru că șoferii la căldurile care sunt în toată Europa acum n-ar fi venit altfel, s-au comportat foarte bine. Și sunt și celelalte 10 pe circuit, plecate din Olanda. Deci, Doamne ajută, suntem în plin proces de modernizare, dacă vreți, chiar și cu mașini second hand, a transportului în comun în orașul nostru. Mai mult de atât, astăzi la 12:30 am avut o întâlnire și cu o firmă care produce și vinde autobuze electrice. Costă numai 500.000 de euro unul. Numai. Numai 500.000 de euro unul, vis-a-vis de ce spunea același Constantin Ionescu, care ne propuseseră 30 de autobuze noi, euro 6, electrice, sau altfel, care, așa cum am spus și atunci, costă între 400 și 500 de mii de euro o bucată. Deci noi, cu acest preț, deci 15, în jur de 18 mii cu transport, cu tot cât a fost până aici, deci practic dăm mai puțin de o jumătate de milion de euro, mult mai puțin, da, pe 15. Am mai băgat în rectificarea de buget încă 15, pentru că, așa cum știți, repet, am mai spus-o tot pe postul dumneavoastră, nu vom mai putea cumpăra niciun autobuz second hand din momentul în care avem depus proiectul pentru a cumpăra autobuze noi nouțe și suntem obligați să cumpărăm și autobuze noi nouțe. Anul dar viitor. Euro 6. Anul viitor, sper, deci noi forțăm să predăm proiectele la timp, chiar dacă avem o lipsă de personal cronică, o sună un mobait, o spun de fiecare dată, suntem cu organigrama blocată în continuare și asta ne creează foarte mari probleme în conducerea
primăriei și în dezvoltarea proiectelor pe care le avem, dar încercăm să găsim soluții de la caz la caz. Cert este că în acest moment stăm foarte bine cu pregătirea acestor proiecte pentru atragerea celor 31,15 milioane de euro. Spuneți-mi dacă au sosit deja 5 autobuze și mai urmează 10 din septembrie, probabil când va începe și școala, vor fi pe traseu. Cu siguranță. Asta înseamnă că tot de atunci programul va fi prelungit până la ora 23? Vor fi foarte multe măsuri. Sper să ne iasă și etichetingul. Suntem în contestare. A fost o licitație separată, în sensul în care vom ști foarte clar, deci se vor da etichete de astea magnetice și vom ști foarte, foarte clar cine urcă în autobuz, dacă a plătit, n-a plătit, câți călători sunt acolo, pentru câți dăm subvenție și așa mai departe. Și bineînțeles, pe acele autobuze nu vor mai fi nici taxatoare. O să experimentăm cu, începând cu astea 15 autobuze și încă 15, efectiv de la început să nu mai avem nicio taxatoare. Buzoienii așteaptă și modernizarea stațiilor, pentru că unele lipsesc panourile de afișaj. Cu siguranță. Deci ele au fost făcute odată în cadrul axei 4, asta sub axa 4 în mobilitate urbană. Avem foarte multe lucruri extraordinare pe partea asta de transport în comun. Și vom aduce, ca să folosesc limbajul ăla de lemn, ultimele cuceriri ale tehnicii mondiale. Chiar așa va fi. Pe lângă transport în comun, sunt și alte probleme, le cunoașteți foarte bine. Aș vrea să vorbim despre platformele îngropate. Înțeleg că sunt ceva probleme în micro 14, unde buzoienii nu mai suportă tomberoanele acelea și din cauza persoanelor care vin să caute în ele. Domnul președintele Asociației de Proprietari din zona, domnul Poteraș, și am avut o discuție, zic eu, folositoare pentru asociația dumnealui și pentru noi. Am trimis acolo șefa serviciului, doamna Anișoara Preda, împreună cu dumnealui, cu mașina primăriei. O parte din măsuri s-au luat, o parte urmează să se ia, în sensul în care să amenajăm platforma îngropată și să toate problemele care ne-a ridicat acolo. Deci am semnat, vin de la primărie, acum am semnat deja autorizațiile de construire pentru primele 11 platforme îngropate. Așa cum știți, anul trecut au fost montate 3 experimentale în zona centrală a orașului. Rezultatele au fost bune, extindem, pentru că prin aceasta vom termina și cu focarele de infecție sau de infecții, dar în același timp problema oamenilor care umblă după peturi și după alte chestii acolo și a câinilor fără stăpân, care la fel era o problemă, și ajuta și aceste platforme, ajută în continuare, că deocamdată le-am scos, platformele deschise, vorbesc la înmulțirea câinilor în orașul nostru, câinilor fără stăpân. Și vorbim despre cei care scormonesc în tomberoane după peturi, știți foarte bine că vin și cu câte un căruț după ei pentru a transporta marfa. Înțeleg că astăzi a fost deja publicat pe site-ul primăriei un proiect referitor la atelajele acestea, la cărucioare, la căruțe, vor fi confiscate dacă le veți găsi în municipiu. Vom interzice total astfel de transportul în orașul nostru, și cu căruțele și cu cărucioarele alea împinse sau trase, le vom confisca. Va fi și o amendă, bănuiesc? Cu siguranță, și o amendă contravențională și o plată de 4 milioane de lei dacă dorește să-și ridice căruța 400 de acolo. De lei. 400 de lei dacă dorește să-și ridice căruța de acolo. Dacă nu o ridică, cred că într-o lună sau două, conform legii, o distrugem. Da. De când ar trebui să intre în vigoare acest... Păi 30 de zile durează dezbaterea publică, după care, deci suntem în luna august, cu siguranță în luna septembrie cel târziu va intra în Consiliul Local, pe ordinea de zi a ședinței ordinare din septembrie. Am văzut în acel proiect, da, e într-adevăr o problemă veche, că poliția locală va avea și atribuții pentru a strânge deșeurile. Va avea împreună cu siguranță, împreună cu RER Ecologic, cu firma care se ocupă de deșeuri. Pentru că, până la urmă, acele deșeuri sunt proprietatea noastră și este o furăciune. Noi avem plan să separăm acest gunoi și să-l valorificăm, și oamenii ăștia luau ceea ce era cel mai valoros în aceste gunoaie. Deci nu este o glumă, este directivă europeană. Așa cum știți, avem prețul mai mare la gunoi în momentul ăsta din cauza acelei taxe care s-a scos, urmează să o scoatem și noi de aici, dar există un program fixat împreună cu Uniunea Europeană de a face selectiv strângerea gunoaielor. Și acest lucru se va întâmpla pentru că avem un pericol mare de infringement, adică să te oblige Uniunea Europeană să plătești niște bani în fiecare lună, sume imense, dacă nu ne vom conforma.
am semnat un acord cu Uniunea Europeană, un contract, trebuie să respectăm. Și pe această, pe linia asta a protecției mediului. Dacă tot vorbim despre cetățeni care nu respectă regulile și legile până la urmă, aș vrea să urmărim câteva imagini și apoi o să vă rog să-mi spuneți dumneavoastră ce părere aveți și dacă știți că se întâmplă așa în Buzău. Ce faceți mă acolo? Ca lumea? Faci poză? Nu. Nu? Tăiați-o repede de acolo, că chem poliția. Da, sunt imagini pe care probabil trecătorii în centrul vechi le văd mai des. Noi acum le-am primit de la un telespectator. Cum vi se par imaginile? Urâte pentru orașul nostru. Deci voi pune poliția locală să fie mult mai vigilentă pe această zonă. Da, adică mai ales că e zona de centru. Să se întâmple oriunde ar fi. Deci este un spațiu public, nu este voie la așa ceva. Poliția locală să fie mai atentă. Vorbim și despre regulamentul de bună conviețuire, că tot despre așa ceva e vorba. Sunt oameni care nu prea respectă regulile și v-ați gândit că o amendă i-ar convinge. Din păcate am mai spus-o, nu-s cuvintele mele, nu există nații civilizate, există nații amendate. Va trebui să fim mult mai duri și vom fi. Ce prevede acest regulament pe care înțeleg că îl pregătiți? Nu există un singur regulament. Există un pachet, dacă vreți, de regulamente mai mici legate de tot ce înseamnă viața și la casă și la bloc și întreținerea spațiilor verzi din proximitatea locuințelor și a clădirilor, inclusiv a instituțiilor, câinii fără stăpân și așa mai departe. Deci va ieși foarte, foarte curând acest pachet în dezbatere publică și îl vom aplica ca la carte, pentru că altfel nu se poate. Deci trebuie să fim foarte deciși, pentru că nu vom schimba niciodată fața Buzăului dacă vom intra în discuții interminabile și nu se vor lua decizii. Deci nu putem. Ne certăm, ne ciondănim, discutăm, ne înjurăm dacă este cazul, dar decizii trebuie luate ca să îmbunătățim situația în orașul nostru. Și sunt obligat să le iau și le voi lua, pentru că așa este normal să fie. Sunt administratorul până la urmă acestei urbe, ales de oameni, și trebuie să facem un oraș frumos și un oraș adus la o normalitate. Dar nu normalitate de oraș provincial de la din, eu știu, dinainte de 1900, ci oraș care se apropie de ceea ce vedem în Uniunea Europeană, unde lucrează foarte mulți buzoieni și care foarte mulți dintre ei îmi trimit mesaje legate de ceea ce se întâmplă în orașul nostru. Vis-a-vis de acest lucru, pe 18 august, aș dori și transmit un mesaj pe această cale, o întâlnire cu buzoienii care sunt din diaspora, adică lucrează în exteriorul României, care sunt acasă acum, care au revenit sau care, eu știu, sunt în vacanță aici, să putem intra într-o dezbatere despre întoarcerea acasă, despre ceea ce trebuie să facem în orașul nostru. Îi aștept pe cât mai mulți. Cred că sunt mulți înscriși, pentru că e concediu, n-au avut pentru ei. Sunt înscriși câțiva, aștept cât mai mulți, astfel încât să vedem și împreună cu ei ce se poate face. Pentru că, cu siguranță, imaginea, cum să vă spun eu, ei și-au schimbat foarte mult din atitudine, probabil, din percepție, pentru că trăiesc într-o lume normală și vin cu acele idei de acolo. Și m-aș bucura inclusiv oameni de afaceri de acolo sau dacă vor să-și deschidă o afacere aici, îi vom sprijini cu ceea ce putem legal, bineînțeles, dar și oameni care vor să se întoarcă din nou să lucreze aici, în Buzău. Și am început că să fie condiții pentru acest lucru și mă zbat să fie condiții cât mai bune. Probabil că acești oameni vă vor spune și cum ar vrea să fie Buzăul în care să revină la un moment dat. Cu siguranță și aștept sfaturi, nu-mi e rușine să le aplic și acum fac același lucru. Se așteaptă în Buzău, pentru că avem un oraș sufocat și de mașini, se așteaptă acel utilaj care ar ridica mașinile parcate neregulamentar. Când vine utilajul respectiv? Deci este și acest utilaj un echipament special pe o platformă, deci este în achiziție și publică și se va face foarte, foarte curând. Deci tot pe linia asta a clarificat și până la urmă a se respecta legea, că nu poți să parchezi oriunde sau să-ți abandonezi mașina pe spațiu public și să nu te mai intereseze, să-l lași acolo cu ani.
S-au stabilit și amenziile, taxele de recuperare a autoturismului? Sunt stabilite pentru hotărâre de Consiliul Local, cu siguranță, dar nu avem acest echipament. Bine, noi am reușit să scoatem câteva sute de mașini pentru că împreună cu Poliția Locală facem somații și foarte mulți oameni înțeleg. Dom'le, a primit somația acasă, te mai duci de două, trei ori, bați în poartă, omul înțelege, orice îl duce la un... cum să numesc asta, cimitire de mașini sau pur și simplu își duce mașina pe la țară. Este treaba dumnealor, dar spațiul public trebuie să rămână liber pentru că efectiv încet, încet ne sufocăm. Sunt din ce în ce mai multe mașini. Așa cum știți, am avut vreo lună jumate, cred, la începutul anului în care se înscriau la direcție economică la finanțe acolo circa 200 de mașini. Acum sunt în jur de 80-90 înscrieri zilnice. Deci cât ai putea, câte parcări ai face, cât ai... Înțeles că trebuie să luăm măsuri și din cauza asta facem și regulament de parcări, amenajăm locuri de parcare între blocuri și vom mai amenaja în continuare cât putem de mult. Continuă și asfaltările, strada Grâlaj ar trebui să primească un asfalt mai rezistent, nu? Așa este, încercăm aici o soluție, pentru că, așa cum se știe, avem pe strada Grâlaj și nu numai acolo, cum avem și aici în centru pe Ion Băieșu, suportul este pur și simplu de beton, deci nu putem pune asfaltul direct. S-a ales o tehnologie să venim cu un mastic să acoperim fisurile, după care să venim cu un geotextil și pe acel geotextil venim cu două straturi de asfalt pe bază de granit. Este un experiment, sper să reușească. Rețeta a fost avizată la un institut în București și sper în curând să atacăm și partea centrală a orașului. Am început pe Gârlaș să începem pe o stradă, dacă vreți, mai lateral așa cu această soluție și cu siguranță sau 99% va funcționa. Bineînțeles, avem în vedere și cele două străzi care poartă de curând numele celor doi eroi, Dumitrescu și Vizireanu, care sunt perpendiculare pe strada Gârlaș. Și bineînțeles, avem în vedere în continuare să facem toate străzile din oraș. Nu vom ierta niciuna. Pentru că lumea spune, domnule, nu sunt asfaltări. Le facem încet, încet, dar din păcate procedurile sunt extrem de greoaie. Pe data de 16 august, săptămâna viitoare, vom deschide ofertele făcute, se pare că sunt vreo 9 ofertanți pentru cele 45 de străzi neasfaltate niciodată. De la Saturn Linie până la, eu știu, Alea Luncii și ce am mai trecut noi pe acolo. Și plus alte 7 străzi neasfaltate care sunt în zona viilor, în care vom intra și în ele după ce intrăm într astea din centru. Este foarte, foarte mult de lucru. Important este că avem niște bani puși deoparte, forțăm în continuare să facem economii, să nu risipim bani, astfel încât începând de anul ăsta să vadă în fiecare an că facem un număr de străzi. Bineînțeles, așteptăm și banii de la Uniunea Europeană pentru strada Unirii de la un cap la altul, Transilvaniei, inclusiv cu partea de zona industrială, unde suntem și obligați să facem pistă specială de biciclete și pistă specială, dacă vreți, sau linie dedicată pentru autobuze. Atenție! Pentru că în momentul în care bănuiesc, și așa ar trebui să fie, în momentul în care autobuzul circulă cu mare viteză, fără să mai stea în spatele unei mașini să aștepte și vezi că faci mai puțin cu autobuzul care are și aer condiționat și condiții decente de a te deplasa, să-ți mai lași și mașina acasă. Să nu mai vii în parcare în centru și să plătești 26 de euro pe zi. 26 de euro pe zi, da. Ați hotărât, nu? Păi nu avem ce face. Deci eu sunt obligat ca să atrag acești bani, să iau inclusiv măsuri legate de parcările din zonele care avem foarte mari aglomerări. Da, probleme sunt, important e să dar fie și soluții. Dar trebuie să le rezolvăm cu decență, cu corectitudine și oamenii vor înțelege încet, încet. Bineînțeles că al de gică contra vor fi destui sau care îi provoacă. Domnule, nu e așa că nu ești de acord să plătești, eu știu, 2 lei ora pe la... Bineînțeles, nimeni nu vrea să plătești, nici eu n-aș vrea să plătesc niciun ban, dar trebuie să conviețuim împreună și trebuie să luăm niște măsuri. Astfel încât majoritatea să se bucure de un confort, atât cât îl putem face noi. Pentru că primi foarte multe întrebări și referitoare la infrastructura rutieră, ați mai avut comisia aceea de disciplină sau mai luat măsuri cu treceri de pietoni, sensuri giratorii? Sunt cele care s-au luat în urmă. În ultimile 2 săptămâni, cred că n-am mai avut nicio comisie, pentru că această comisie funcționează ad hoc, în sensul în care se adună mai multe probleme. Putem să o ținem și în fiecare zi, dar când se adună mai multe probleme, ne întâlnim cu toții și luăm decizii, astfel încât să fie mai bine. Avem multe întrebări deja sosite de la telespectatori. În a doua parte o să vă invit să interveniți și prin telefon. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute.